Bună ziua, domnul Dan Tomin. Ne aflăm la ediția 2012 a evenimentului tradițional Zilele Romcatel. De ce anul acesta sub egida 4G? Ca să fim la modă. Urmăm și noi evoluția generală. Oferim antene, confecționăm, producem antene. Antene LTE, deci Long Term Evolution. Ni s-a diversificat foarte mult portofoliul în ultimul timp, a crescut capacitatea de producție. Pot să vă spun că am ajuns acum la 1200 de oameni la locația din Timișoara. În câte hale? Multe. Multe. În fiecare an mai apar încă una, două hale. Oamenii sunt din ce în ce mai bine pregătiți și deja ne punem în vedere constituirea unui centru de competență. Există deja suficient background, suficient experiență acumulată în acești 12 ani. Dacă e un pic să rememorăm, am plecat de la niște antene simple, cu câte 2-3 dipoli și acum s-au ajuns la antene mari, complicate, antene triple band, fiecare la rândul ei cu două polarități, deci practic 6 antene într-o singură carcasă. Se tinde în continuare spre 4 și chiar spre 5 antene în aceeași carcasă și urmăm cursul acesta de dezvoltare. Să înțelegem sau să ne așteptăm ca de anul viitor, să zicem, toată producția ca train să treacă pe 4G? E un proces, e o tranziție și încet, încet toate antenele devin de bandă mai largă, deci automat pot 4G și suntem destul de avansați în acest proces. În anul 2010 anunțați antena numărul 1 milion. Anul acesta la cât ați ajuns și cât de mult variază ele față de ce produceați în 2010? Acum am ajuns cam la 1.400.000. Poate nu e chiar așa de relevant numărul, cât complexitatea antenelor. Dacă atunci o antenă îngloba cam o oră de muncă, acum antenele mai noi înglobează 10-12 ore de muncă. Și muncă mai calificată, măsurător mai complicată. Este deja cu totul altceva. Cât de mult a crescut producția de când a început tendința 4G? Dacă aș spune exponențial, poate ar fi un pic cam mult. Dar foarte mult. Cum specializați oamenii în producția de 4G? Practic, doriți să creați acest centru de cercetare, să spunem, de competență cu specialiști din România sau aduceți din afară, astfel încât să reușiți să răspundeți cerințelor lor pentru antene 4G? Oamenii noștri sunt foarte buni. Avem oameni foarte buni în România. Chiar am semnat un agreement cu Politehnica din Timișoara pentru a crea un cadru în care băieți tineri din facultate să poată să înceapă să ia contact cu producția, pe care după aceea să-i trimitem în vest, să-i specializăm acolo și după un an, doi, trei, să putem să creștem competențele noastre. Anticipați o creștere a numărului de angajați în anul viitor? Nu neapărat. Adică avem acum 1200, e o cifră suficient de frumoasă și s-ar putea, dar nu neapărat. În final, cât de mult este influențat și designul antenelor 4G odată cu această nouă tendință? Nu numai antenele 4G și celelalte antene, există această fobie față de antene. Nu prea a fost înțeles fenomenul de masa mare de oameni și lumii în general e frică de antene. Nu trebuie să-ți fie frică de antena de deasupra ta. În niciun caz nu te iradiază acea antenă pe tine. Eventual, pe cel care se află vis-a-vis pe stradă. Dar nici acolo nu ajunge.
ce putem spune acum, se produc mai multe, se montează mai multe antene în aceeași carcasă. Aceasta are un impact vizual mult mai redus. De asemenea, pentru zonele sensibile s-a ajuns și să facem niște antene camuflate, care de departe seamănă cu un coș pe casă, de exemplu.